Sotro și bine v-am găsit! În acest clip o să arăt eu cum puteți să vă creați propriile voastre controlere prin care puteți să manipulați caracterul mai ușor. Să zicem că ai vrea tu să miști anumite lucruri folosind un slider. Fix chestia asta o să facem noi acum. Eu am creat aici în Shape Key o mică modificare. Vreau să miște un pic brațul așa. Și voi vrea decât să am un controller pentru a manipula ce am făcut eu aici. Nu vreau să folosesc Shape Key, vreau să folosesc viewport-ul pentru a face modificările. E bun și să intri în Shape Key, dar te încurci, că după mai multe modificări o să ai prea multe Shape Key-uri. Bun, hai să începem. Eu voi face în prima oară să creez, să deselectez chestiile astea. Vreau să creez controllerul. Vreau să fie un slide. Așa că voi crea o sferă, o voi face mai mică și voi face încă o săgeată pentru a delimita anumite lucruri. Bun, ăsta va fi RY180. Controlul meu va fi în felul următor. Sus va rămâne poziția standard și când va coborî jos se va, cum să zic eu, se va mișca shape-ul la numărul 1. Da. Bun, avem aici controllerul. Acum va trebui să facem niște modificări pentru a putea folosi Shake-ul în controllerul ăsta. Prima oară, trebuie să apăsăm pe Value, să apăsăm Add Driver. Apăsați Update și acum ar trebui să fie mov. Bun. Și acum am terminat cu chestia asta, trebuie să intrăm la Drivers, aici, la Animation. Este Shift F6. Bun, și aici avem niște lucruri pe care trebuie să le facem noi. Selectăm Value, așa, apăsăm N, după care trebuie să facem niște modificări. Acum să văd dacă le găsesc. Trebuie să găsesc, cum se numește? Stai un pic să mă gândesc unde este. Trebuie să fie aici un... A, gata, 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 gata. Aici am niște modificări. Stai un pic să văd dacă care dintre astea sunt, că nu mai țin minte nicio. Este aici, la Drivers, Scripted Expression. Bun. Selectăm obiectul care l-am creat noi, care este empty normal, adică sfera. Acum trebuie să întrebăm ce locație se mișcă chestia asta. Trebuie să mă întorc înapoi pe... unde era Graph Editor? Nu, Graph Editor. Trebuie să intru unde este un 3D Viewport, așa. Și acum trebuie să verific în ce direcție se mișcă chestia asta. Apăs GY, nu, GZ, merge de la Z și valoarea inițială este 1.62. Ar cam trebui să resetez chestia asta. Locație 0, firar. Nu pot să resetez așa. Nici asta nu pot să resetez. Fie să fie, rămâne valoarea asta care este aici, 1.62. Și dacă mișc în jos, cât este? Valoarea cea mai mică este 0.65. Să zicem că e tot 0.62. Bun. Acum că am aflat chestia asta, ne ducem înapoi la... Să pun înapoi pe 1.62. Ne ducem înapoi la Drivers. Ne ducem înapoi. Stai, cred că am deselectat. Am deselectat Driver. Fac. 3D Viewport. Firar. Ce-am făcut aici? Am apăsat din greșeală ceva, nu-i așa? Firar. Timeline. Bun. Ăsta va fi 3D Viewport. Bun. Selectez din nou asta. Mă duc înapoi la Drivers. Firar, am selectat din nou timeline-ul din greșeală. Sunt prea apropiate. Drivers, perfect. Aici, la locație, vrem să fie Z location, pentru că în locația Z mișcăm noi chestia asta. Noi mișcăm în local space, nu în workspace. Bun. Și acum trebuie să dăm o expresie.
Vreau ca expresia să fie în minus. Minus, cât coboară? Minus 1. Bun. Update. Acum hai să verificăm ce se întâmplă. Ne ducem înapoi la 3D Viewport și vom mișca acest slider. Se pare că dacă nu mișcăm, stai un pic. Vreau să fiu în chestia asta. Apăs GZ. După cum puteți observa, se mișcă. Dar cred că am făcut fix invers. Trebuia să fie plus 1. Am făcut slider-ul fix invers. trebuie să selectez din nou. Unde era colecția mea? Așa. Era plus 1. Fie era să fie. Așa, plus 1. Acum ne întoarcem înapoi la 3D Viewport. Acum dacă mișcăm ăsta înapoi la 1.62, se mișcă brațul. Stai un pic. Firea, din nou am greșit. Se pare că era corect că era minus 1, dar se pare că nu vrea să meargă cu plus 1. Nu știu în ce cauză. Se pare că am făcut slider-ul fix diferit, cum era necesar. Minus 1. Se pare că minus 1 era corect, dar n-aș putea să inversez eu dependențele. E, pentru moment e bine. Putem să lăsăm așa dacă e nevoie. Era bine dacă mă pregăteam mai să fac tutorialul, dar asta e. Acum să mișc din nou. Acum merge. Cred că s-a întâmplat chestia asta din cauza că când am făcut eu în drivers setările, era jos unealta și din cauza asta se mișcă prost. Asta e. Rămâne așa. Chestia nașpa este că tu poți să miști slider-ul în alte direcții și nu este bine. Pentru a limita chestia asta, duceți-vă în felul următor. Mergeți la constraint, dar stai un pic să văd dacă am selectat ce trebuie. Trebuie să selectez empty-ul. Mă duc la constraint. Selectez, să vedem unde era. Limit location. Bun. Ne trebuie o valoare minimă, care este 1.62 și o valoare maxim. Stai, cred că am greșit locația. Șterg aici. Ăsta era X-ul, ăsta este, stai un pic să mișc. Ăsta este Z, ăsta este Y-ul. Ăsta trebuie să fie Z-ul, nu-i așa? 1.62, minimul, și maximul 0.62. Cred că am făcut fix invers. 0.62, 1.62. Gata, perfect. Acum dacă mișc din nou slider-ul, stai un pic, am aplicat local space. De ce nu vrei tu să mergi tu limitare, limitare, limitare? Limit location, minim, maxim. Acum dacă îl mișc tot la fel. Se pare că nu vrea. Nu vrea să modifice chestia care am pus eu aici. Stai, am găsit problema. Am găsit-o. Problema care era aici este că am uitat să pun aici niște lacăte la locații. Pur și simplu apăs la lacăte X-ul și Y-ul. Și acum dacă mișc slider-ul, pot să observ că nu mă las decât să mă mișc pe axa Z. Și acum că avem constraint-ul, putem observa că nu pot să mă mișc mai mult decât am pus eu aici. Magnific. Cam atât. Așa putem noi să creăm propriile noastre controlere în Blender. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, subscribe și poate mi share. La revedere!